Parlamentarii plătiți din bani publici ar trebui să fie în slujba cetățenilor, așa cum au declarat cu fermitate în fiecare campanie electorală. Câți dintre ei respectă însă toate promisiunile? Zilnic analizăm activitatea unui deputat sau senator. La final, rămâne să decideți dumneavoastră câți politicieni s-au ținut de cuvânt. Astăzi îl avem în vizor pe Marius Constantin Budăi, ales în circumscripția electorală numărul 7 Botoșani pe listele PSD. Este primul său mandat de deputat. Parlamentarul social-democrat este din februarie 2018 președinte al Comisiei pentru Buget, Finanțe și Bănci. Înainte să ajungă în Parlament, a fost director executiv al Casei Județene de Pensii Botoșani, șef serviciu achiziții la protecția copilului în Botoșani, director la Agenția Județeană pentru Prestații Sociale și consilier parlamentar. În campania electorală a mizat pe activitatea sa anterioară și a țintit pensionarii ca target electoral. Am condus Casa de Pensii din județul Botoșani și am cunoscut viața reală a multor pensionari. Le-am cunoscut supărările, tristețile, dar și dorințele. Nu vor ceva deosebit. Vor o pensie un pic mai mare pentru a-și trăi bătrânețea cu demnitate și un sistem de sănătate civilizat. Activitatea sa din 2016 și până acum este la limita decenței, dacă facem comparație cu alți parlamentari care abia dacă au deschis gura de 2-3 ori și nu au avut aproape deloc propuneri legislative. Iată ce spun statisticile de pe site-ul Camerei Deputaților despre activitatea deputatului Marius Budăi. 85 de luări de cuvânt, 56 de declarații politice, 59 de întrebări și interpelări, 54 de propuneri legislative inițiate și o moțiune. În aproape 2 ani de mandat, cele 85 de luări de cuvânt însumează 3 ore și 33 de secunde. Una din preocupările sale face referire la posibilitatea efectuării de plăți cu cardul în mediul online, dar există anumite impedimente. Nu s-au avut în vedere costurile pe care firmele din mediul rural trebuie să le plătească pentru instalarea echipamentelor moderne. Chiar dacă aceștia nu au încasări zilnice pentru a acoperi cererea, ei sunt obligați să ofere în avans o sumă de bani. Deputatul PSD Botoșani a propus un amendament care să vină în ajutorul firmelor. Am inițiat o propunere legislativă prin care se prevede că va crește cifra de afaceri anuală pe care o realizează firmele care se ocupă de comerțul cu amănuntul și trebuie să accepte ca mijloc de plată cardurile de debit și cardurile de credit la 50.000 de euro pe an și va scădea avansul pe care comercianții trebuie să-l acorde în numerar de la 200 de lei la 100 de lei. Una dintre sarcinile obligatorii ale parlamentarilor este participarea la vot. Marius Budăi a avut până în prezent 2.934 de voturi. Aceasta înseamnă că prezența sa la vot este de 86%. Marius Budăi este o prezență constantă în presa locală cu declarații politice scrise. Apare uneori și în presa națională tot cu declarații scrise. Este destul de activ și în comunitate. Este amator de evenimente precum zilele satelor, sărbători câmpenești, întâlniri cu pensionarii. Pentru munca prestată în Parlament, deputatul PSD Botoșan este plătit lunar cu 10.781 de lei. Este momentul să aflăm care sunt punctele tare ale deputatului din Botoșani, fidel partidului din care face parte, fără probleme de integritate, prezență ridicată la vot, luări de cuvânt în număr relativ mare, implicare în comunitate, comunicare online bună. Punctele sale slabe fac referire la faptul că are propuneri de legi în număr mic. Pentru activitatea din acest prim mandat al său, din decembrie 2016 și până acum, îi acordăm nota 7 deputatului PSD Botoșani, Marius Budăi.